Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit și în această seară în fața micilor ecrane. Sunt Ștefan Nemecec și împreună cu invitatul meu din această seară, George Adrian Dumitrașcu, profesor de religie la Colegiul Hermes din Petroșani, vom discuta despre ce este bine și ce nu este bine să facem după sărbătoarea Paștelui. După cum spuneam, am parcurs săptămâna patimilor, am sărbătorit Paștele. Unii am și uitat de această sărbătoare. Dar este bine să ne gândim ce trebuie să facem, de ce trebuie să beneficiem în urma postului Paștelui, cum trebuie să ne comportăm, ce atitudine trebuie să avem în perioada imediat următoare sărbătorii Paștelui și, cu siguranță, nu numai. Bună seara, George! Bine ai venit în studioul Capital TV. Și Hristos a înviat pentru toți telespectatorii noștri. De fapt, cu asta trebuia să încep și eu, dar iată, m-ai corectat și continuăm discuția noastră. Deci, după cum spuneam, George, am sărbătorit Paștele. Iisus s-a jertfit pentru păcatul suprem, pentru mântuirea omenirii. Să trecem în revistă semnificația, simbolul acestui eveniment și să vedem care sunt consecințele, urmările, cum trebuie să privim, cum trebuie să înțelegem învierea. Ați amintit dumneavoastră înainte de a-mi da cuvântul despre faptul că unii dintre noi am uitat. Am uitat că sărbătoarea a trecut, am trecut prin Paști și am uitat de Paști a doua zi. Chiar a doua zi. Ce vrea să însemne asta este că Paștile, învierea, trecerea de la moarte la viață, trebuie să fie un gest zilnic. Deci învierea nu trebuie să se petreacă doar în perioada sărbătorilor pascale. Fiecare om este chemat de către Hristos la o înviere permanentă. Ce înseamnă o înviere permanentă? Renunțarea la firea noastră stricăcioasă și înlocuirea ei cu firea transfigurată. Pentru că învierea asta a însemnat în primul rând. Transfigurarea întregii umanități. Prin înviere Hristos desfințează moartea, anulează tot ceea ce era stricăcios în legătură cu viața noastră și o transfigurează, o înlocuiește cu viața într-o lumină învierii, într-o lumină harică. Ori la asta ne cheamă zi de zi. Să ne transfigurăm viața, să ne transfigurăm gândurile, să ne transfigurăm felul de a ne comporta în societate. Să fim noi lumină până la urmă. Lumina deci, pe care o luăm. Celor spuse, George, nu trebuie să gândim, să vedem acest eveniment, Paștele în sine, moartea și învierea, așa pur și simplu și cu superficialitate. Trebuie să gândim mult mai profund și să vedem care este simbolul, mesajul morții și învierii și să înțelegem acest lucru în viața noastră, exact. Cum se transfigurează, cum se transpune. A spus foarte bine, în viața noastră, pentru că de multe ori tratăm până la urmă tot mesajul Mântuitorului. Tratăm Evanghelia, tratăm viața în biserică doar din punct de vedere exterior. Le tratăm ca pe ritual, ca pe un simplu ritual. Eventual, dacă le tratăm și pur și simplu nu le băgăm în seamă. Pentru că, în primul rând, trebuie să ne amintim că creștinismul este viață. Hristos însuși spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci viața în biserică este vie, în primul rând, este dinamică, nu este ceva static, așa cum am fi tentat să credem, și cum de multe ori ni se prezintă. Viața bisericească, statică, înregimentată într-un trecut peste care s-a șternut praful și să ne dedăm la o atitudine din asta de pasivitate. Nu. Creștinismul, învierea, nu este ceva static. Este un proces dinamic care îl însoțește pe om pe întreaga perioada vieții, pe acest pământ. Și învierea înseamnă tocmai pregătirea în această viață pentru viața cea neînserată din Împărăția Cerului, pentru ziua 8-a. Vedeți, s-a spus că ziua învierii este ziua 8-a săptămânii. Săptămâna are 7 zile, așa cum știm toți. Și învierea este ziua 8-a, adică o zi a învierii, a nesfârșirii, a vieții care nu se mai termină. Așa ar trebui înțeleasă. Și trebuie trăită ca o astfel de zi, ca o zi a nesfârșirii. Ca o zi în care învierea se actualizează permanent, prin fiecare gest al omului, prin fiecare
până la urmă atitudine față de ceilalți. Deci să înțelegem, să pricepem, să pătrundem ideea, mesajul, tristețea morții trebuie să se transforme practic în veșnicia vieții, da, din tristețe, doliu, în bucurie. Exact. În primul rând în bucurie. Creștinismul este o religie a bucuriei. Învierea este mesajul bucuriei absolute pe care îl transmite Hristos fiecare. Cu moartea premoarte călcând. Moartea nu mai există. Și spre surprinderea noastră, chiar și fizica cuantică, deci știința contemporană, fizica particulelor, dovedește că la nivel atomic nu există descompunere, nu există moarte. Moartea este o iluzie. Avem impresia că murim cu trupul, da? Că trupul se descompune în toate elementele care se transformă apoi din nou în natura. Că este un sfârșit al, da, existenței, de când fapt, de fapt nimic nu dispare. Atomii din care suntem compuși fizic nu dispar. Se răspândesc și peste tot în univers. Sufletul, care rămâne esența noastră nemuritoare, aceea este destinată învierii și, la sfârșitul veacurilor, prin învierea trupurilor, toată ființa noastră. Pentru că omul nu este făcut pentru moarte. Noi asta trebuie să ne reamintim permanent. Omul niciodată nu este făcut pentru moarte. Moartea nu e decât un accident. Omul, sigur, George, nu este făcut pentru moarte și ar fi bine să conștientizăm cu toții că toți existăm, venim pe această lume pentru că avem omenire. Exact. Și acea menire trebuie dusă până la capăt. Unde este acest capăt, nu știm, dar trebuie să conștientizăm că nu existăm degeaba, nu am venit pe această lume degeaba. Toți cei care existăm, poate n-am vrut să venim noi pe lume, ci am fost creați, am fost aduși pe această lume cu un anume destin, cu anume soartă, da, pe care trebuie să ne-o parcurgem. În ce fel, în ce mod, sigur, acestea sunt încă necunoscute, la care poate urmașii noștri vor găsi răspuns. Întrebarea mea este următoarea, George. Iisus s-a sacrificat pentru mântuirea omenirii. Venind în contemporaneitate, ne uităm în jurul nostru, peste tot este sărăcie, este nemulțumire, este nefericire, în general, ca să nu intru foarte mult în amănunte. Da. Dacă Iisus s-a jertfit, s-a sacrificat pentru această omenire și dacă ne uităm în Petroșani, în Valea Jiului, în județul Hunedoara, în România, în lume, lucrurile stau cam la fel cu fericirea și nefericirea. Da. Dacă s-a jertfit Fiul lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii și pentru a o duce mai bine și pentru a ajunge la fericire și iubire, că în sens religie Dumnezeu, Iisus, înseamnă iubire. În primul rând iubire. Cum am fi dus-o oare dacă nu s-ar fi jertfit, dacă tot nu suntem fericiți? Vă referiți dacă nu s-ar fi întrupat Mântuitorul și dacă nu s-ar fi jertfit? Exact. Deci această jertfă a fost pentru mântuirea omenirii, pentru fericire și iubire. Această fericire și iubire nu, sau poate există, dar nu o materializăm noi. Nu o simțim noi, omenirea în general. Nu o materializăm, nu o simțim pentru că o trăim prost. Nici nu înțelegem. Avem impresia că iubirea hristică, mesajul iubirii hristice, se confundă cu mesajul iubirii pe care o transmite cultura mass-media. Ori lucrurile sunt exact pe dos. Iubirea hristică presupune, în primul rând, sacrificiu. Sacrificiu față de tine, față de Dumnezeu și față de aproapele, față de ceilalți, până la urmă. Orice efort de sacrificiu este un semn al prezenței iubirii, până la urmă. Fiecare trebuie să repetăm într-un fel, pe măsura puterilor noastre, sacrificiul lui Hristos de pe cruce. El a făcut asta dintr-un prea plin de iubire pentru întreaga omenire, dar ne-a chemat și pe noi să o aplicăm și să o materializăm. Fiecare trebuie să facă un mic sacrificiu, atât cât este cu putință. Ori iubirea fără sacrificiu, după mine, este superficială, este artificială și nu, până la urmă, nu e mântuitoare. George, au trecut 2000 de ani, 2 milenii. În toată această perioadă, omenirea în general n-a dat semne de a vrea
să înțeleagă, să priceapă acest mesaj de înțelegere, de a ne da mâna, de a ne ajuta și de a ne iubi. De la omul de rând, am putea spune, până la forurile conducătoare, fie ei împărați, regi, președinți și așa mai departe. Da, pentru că istoria, istoria își urmează un curs al vieții rupte de Dumnezeu, în primul rând. Eu sunt convins că dacă fiecare la nivel personal ar înțelege cu adevărat mesajul învierii și l-ar trăi, altfel ar arăta societatea de astăzi. Din păcate, ne-am obișnuit, mergem la biserică, luăm lumină, participăm sau nu participăm la slujba de înviere, înțelegem sau nu mesajul care ni se transmite. Dar ce facem după aia? Asta e problema. Atâta timp cât nu devenim noi lumină și înviere, nu se schimbă nimic în societate. Și asta e, până la urmă, un efort de curaj. Curajul de a fi diferit decât îți propune modelul societal, de a fi, până la urmă, Hristos numea viața cu El nebunie. Nebunia crucii. Adică, deci nu o nebunie schizofrenică, da? Să nu înțelegi, nebunie patologică. O nebunie pentru ceilalți. O nebunie pentru ceilalți care trăiesc în umbra morții. Cel care trăiește în umbra învierii provoacă scandal pentru cel care trăiește în umbra morții. Pentru că nu se poate adapta. Nu poate înțelege, până la urmă, taina. Ziceam de data trecută de taină. Dar vrea să înțeleagă această taină, George? Nici nu vrea. Ați zis bine aici. Nici nu vrem să înțelegem taină. Ni s-a oferit gratuit. Jertfa lui Hristos a fost absolut gratuită pentru toți. Dar problema e că nici nu vrem. Ați zis bine. A spus accentul pe voință. E un act de voință, de curaj și de libertate. Nu ne asumăm libertate. Din nefericire. Avem impresia că suntem liberi, dar trăim într-un soi de libertinaj. Nu într-o libertate autentică a spiritului. Asta e explicația. Și istoria, până la urmă, își va continua cursul până la împlinirea ei definitivă. Hristos, vedeți, avem tendința să credem că, bun, a înviat Hristos, ne-a lăsat Evanghelia, ne-a arătat drumul pe care trebuie să-L urmăm, avem tendința și naivitatea să credem că toate se vor schimba și toate vor fi lapte și miere. Nu. Pentru că trebuie să vină împărăția pentru ca toate să fie lapte și miere. Împărăția a venit prin învierea lui Hristos. Mai rămâne să o aducem și noi. Exact. Mai rămâne să aducem și noi împărăția în viața noastră și în viața celorlalți. Și aici e foarte personal. Au trecut, repet, 2 milenii. Cât mai trebuie să așteptăm până a conștientiza că această împărăție... Până la împlinirea semnelor vremurilor. Mântuitorul a spus foarte clar care vor fi semnele vremurilor și unul dintre ele care e tot mai accentuat, răcirea iubirii dintre oameni. Îi avertizează pe apostoli. Când se va răci iubirea dintre oameni, să știți că se apropie. Nu va fi încă sfârșitul, dar se apropie. Și vedeți, răcirea iubirii e tot mai prezentă, tot mai actuală și tot nu ne trezim din letargia asta. Ne apropiem de prima pauză publicitară, nu vreau să începem să dezbatem și să ne facem înțeles ca în ce înseamnă acest sfârșit. Deci nu este un sfârșit fizic, un sfârșit, e gata cu omenirea. O să te las pe tine să prezinți acest lucru. Vreau să spun telespectatorilor noștri că această emisiune continuă de săptămâna trecută la cererea dumnealor, pentru a termina ideile pe care unele le-am început în emisiunea precedentă. O să îi rog aceia care doresc să intervină în emisiunea noastră. Colegii din tehnic o să prezinte numerele la care ne pot suna. Așteptăm întrebări, eventual scurte comentarii pe tema pe care o avem în discuție și sigur, în măsura timpului pe care îl avem la dispoziție, dacă vor fi întrebări, vom și răspunde la ele. Deci, să spunem telespectatorilor noștri, după pauza publicitară, vom prezenta din punct de vedere religios, din punctul de vedere, să spunem chiar a lui Iisus, ce înseamnă această venire a sfârșitului. Deci nu trebuie să înțelegem
o catastrofă, ceva groaznic, ceva unde trebuie să ne gândim că vom suferi și cine știe ce se va întâmpla. Suntem la momentul pauzei publicitare, o depășim și revenim în studio de unde vom continua discuția. Continuăm discuția noastră din studio, stimați telespectatori. George, înainte de a prezenta telespectatorilor noștri ideea sfârșitului lumii în concepția realistă, în concepția religiei, nu fatalistă, să terminăm ideea cu simbolul, semnificația învierii lui Isus. Da. Aș aduce în discuție ce s-a întâmplat în prima zi, imediat după învierea Mântuitorului. Când are loc o întâlnire edificatoare cu Apostolul Toma. Apostolul Toma, pentru cine nu știe, în religia catolică e considerat patronul oamenilor de știință. Și o să vă zic de ce. Apostolul Toma este prototipul omului, am zice, necredincios. Dar vedeți, termenul ăsta de necredincios se folosit de multe ori în sens peiorativ sau în sens de bagiocură la noi, la români. Toma necredincios. La el nu e vorba despre o necredință în învierea Mântuitorului. E vorba despre o dilemă, e vorba despre o necredința edificare. Lui Toma trebuie să o interpretăm, să vedem ca o virtute, de fapt, nu ca un fapt negativ, un fapt... Aș numi o interogație, mai bine zis. El caută răspunsuri la lucruri de nerăspuns. El vrea să vadă dacă Mântuitorul înviase cu trupul și nu era doar o nălucă, o închipuire. Și îi cere edificarea, îi zice Mântuitorului, până nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, nu voi crede. El e primul om de știință. El caută să cerceteze cu metodele empirice, da? pe bază de experiment. Vrea să simtă. Să simtă trupul, să simtă carne Mântuitorului. Și în mod uimitor, Mântuitorul îi adresează o invitație. Zice, adu degetul tău și pune-l în semnul cuielor mele și mâna ta în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Deci îl invită la a renunța la căutarea dovezilor empirice pentru ceea ce nu se poate explica științific, ci doar cu organul credinței. Practic îl invită la ceea ce trebuie să ajungem cu toții, la credință. Pentru că asta, din păcate, credința e tot mai puțină. Credința autentică vorbesc. Ce înseamnă credința autentică? Credința autentică e străină de dovezi. Asta nu se înțelege. Credința autentică nu caută dovezi. Adică nu tot ceea ce noi nu putem explica, corect, nu înseamnă că nu și există, exact, așa cum este. Exact. Există. Trebuie la să un avem alt nivel răbdare și să credem. Deci da. în ideea aceasta de credință că nu acum, dar poate mâine, poate poimâine, noi sau urmașii noștri vor ajunge și la dovezile, da, de care trebuie să beneficiem pentru a crede și a certifica că acel adevăr, corect, într-adevăr este așa cum ne este prezentat. Sau... A crede înseamnă a nu vedea. A vedea este apanajul științei. Credința trece dincolo de vedere. A crede înseamnă a nu vedea. Zice Sfântul Pavel foarte frumos că nădejdea care se vede nu mai e nădejde. Adică dacă eu văd în ceea ce cred sau în ceea ce sper, deja credința mea nu-și mai are niciun sens. Pe fondul acestui termen de credință, George, spun și telespectatorilor noștri, voi gândi o emisiune viitoare. Este interesant, sigur, poate în cadrul emisiuni nu vom putea parcurge și să explicăm, dar credința este un fenomen care trebuie pătruns, înțeles și în alt fel și spun doar atât, dacă sunt bolnav și cred că mă duc la un doctor și mă vindecă, nu pentru că mă vindecă acel doctor, mă vindec, ci mă vindec pentru că cred că mă pot vindeca și trupul meu, creierul, da, meu poate să rezolve acest lucru. Te rog să-ți continui ideea. Vorbeam de credința în înviere, pe care o cere Toma, da? Credința înseamnă un act supus atât libertății, supus atât Duhului, dar supus și bucuriei.
Libertatea, bucuria și Duhul sunt cele trei caracteristici ale credinței. Libertatea opusă robiei, deci cel ce crede este o ființă liberă prin excelență. Nu este înrobit de absolut nimic, de nicio ideologie, de nicio idee, de niciun regim politic. Este un om bucuros. Mesajul învierii este bucurie deplină. Gândiți-vă cum le întâmpină Mântuitorul pe femeile mironosițe imediat după înviere. Bucurați-vă! Mesajul hristic bucurie prin fericire. Excelență. Exact. Nu o bucurie, vedeți, nu o bucurie din asta păcătoasă, să zicem. Nu o bucurie nebunească. Nu bucuria din cluburi. Ci o bucurie cu minte. O bucurie înțeleaptă, o bucurie filozofică. Care aduce lumina pe chipul omului până la urmă. Și ziceam de libertate. Pe chipul dar instaurează și în suflet, George. Corect. Pentru că este profunzimea da. Acestei bucurii care se sedimentează în suflet. Și o credință în Duh. Duhul care este opus literei. Duhul credinței care este dincolo de litera textului. Dincolo de fixisme și de exactitate. Și atunci, credința în înviere practic ridică pe om la un alt soi de existență pe care îl oferă mediul social de zi cu zi. Îl duce într-o existență fără sfârșit. Într-o existență supusă bucuriei nesfârșite. Așa trebuie înțeles și trăit, în primul rând, nu doar înțeles. Pentru că dacă rămâne la nivel de discurs, se pierde esența. Zicea foarte frumos André Gide, scriitorul francez, că credința și învierea sunt acte gratuite. Deci ni se oferă de către Dumnezeu, fără a ni se cere nimic în schimb. Ci doar deschiderea noastră și abandonarea noastră. Până la urmă, asimilarea lor. George, poate chiar acest aspect face ca să nu fim suficient de atenți și să pătrundem semnificația, simbolul acestor gesturi. Este gratis. Da. Tot ceea ce este gratis, în general, omului, nu-i strânește curiozitatea. Fac o mică paranteză, nu divagăm de la subiect. Aveam o emisiune cu niște doctori deosebiți și întrebam de ce nu a fost cu succes vaccinul contra cancerului de col uterin, care face ravagii în România, fiind una dintre țările cu cel mai mare procentaj de cancer uterin la femei. Da. Și mi-a răspuns foarte simplu. Pentru că acest vaccin a fost gratis. Dacă costa bani, cu siguranță și i-am dat dreptate. Da. Avea mai multă receptivitate mama, fata, familia și societatea în general. Da. Te rog să-ți continui ideea. O să completez puțin episodul cu Toma, cu Sfântul Apostol Toma. Mântuitorul, practic, prin ceea ce urmează a-i spune după edificarea sa, reprezintă mesajul adresat întregii omeniri până la sfârșitul lumii. Îi zice lui Toma foarte frumos, zice, pentru că ai văzut, ai crezut. Adică dorința ta de a vedea te-a edificat, te-a adus pe calea adevărului. Dar apoi zice ceva șocant. Zice, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Adică mesajul adresat nouă tuturor. Pentru că noi astăzi nu avem cum să mai stăm față în față cu Mântuitorul Hristos, fizic vorbind. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, adică cei care s-au bazat pe mărturia apostolilor. Pentru că i-au văzut, au transmis mai departe. Iar noi, pe baza ceea ce au transmis, credem la rândul nostru. Cei ce n-au văzut și au crezut. Cei ce sunt încredințați de realitatea învierii, până la urmă, prin actul ăsta de curaj al credinței. Un act de curaj. Mai ales în societatea noastră. Credința a ajuns un act de curaj. Și de cel care crede temerar. N-ar trebui să fie așa, dar... Dar poate că este bine că e așa. Dar poate că este bine că e așa. Și mă gândesc aici la martirii din temnițele comuniste, ziceam de libertate, care i-au pus să robiei. Deși ei erau robiți fizic, ei au fost niște ființe libere în spirit, în duh. Pentru că supuși la cele mai groaznice chinuri și torturi din cauza credinței până la urmă, ei au rezistat până la capăt. Pentru că au avut curajul de care ziceam. Curajul de a-și păstra demnitatea și curajul de a sta până la urmă în lumina învierii. Ei erau expresia vie a învierii lui Hristos. Dovada, apropo de credință, George, după moartea lui Iisus,
toți apostolii s-au lepădat de el. Da. N-au mai crezut. Ei așteptau un Mesia, un mântuitor, ca să îi scape de asuplirea romană, cu totul altul, nu unul care a fost umilit, care a fost răstignit și a murit. Da. Deci nu mântuitor de acest gen. S-au lepădat de el. Este curios cum, după aceea, au revenit și fiecare pentru crezul lor și pentru ceea ce au predicat și au lansat în lume, da, apropo de învierea lui Iisus și învățăturile lui Iisus, toți au murit, unii în chinuri groaznice, categorii, decapitați, omorâți cu pietre și așa mai departe. Această schimbare, oare cărui fapt s-a datorat, George? Simplu credința sau... Și asta apropo și de scepticismul la care făceai trimitere și spuneai că mulți nu cred pentru că nu au dovezi, nu au certitudinea că este așa și nimeni nu poate dovedi că este așa. Da, corect. Unii dintre ei s-au îndoit. Unii dintre ei, Iuda s-a îndoit până la trădare. Îndoiala... Bine, excluzându-l pe Iuda, care și el a murit, cum știm cum a murit, da, cum spun scrierile sfinte, dar toți ceilalți, de la Petru și până la ultimul apostol, au murit în chinuri groaznice și, clar, pentru credința lor și pentru tot ceea ce au dus mai departe în timpul existenței cât au trăit, legat de învierea și învățămintele lui Iisus. Da, au rezistat până la capăt, până la moarte martirică, tocmai pentru că ei erau expresia vie a ce înseamnă iubire autentică. Bine, George, aici aș vrea să faci referire la de ce această schimbare. De la o lepădare totală până la sacrificiul lor personal pentru acest crez pe care l-au pentru predicat. Că firea umană e supusă schimbării. Firea umană trece de la stări de încredere și de credință totală, trece la stări de îndoială și de lepădare. Este ceva specific firii omenești. Firea omenească nu e o constantă de neschimbată. Important este altceva. Important e nu că te îndoiești sau treci de la o stare la alta sau de la idei la alte idei. Important este să o faci cu sinceritate. Și să crezi în, exact, ceea ce promovezi. Să o faci cu sinceritate și cu dragoste până la urmă. Ei s-au lepădat. Gândiți-vă că contextul istoric nu era simplu. Bine, această manifestare de lepădare poate a fost explicabilă și a fost normală, da, să spunem într-un fel, în acel context. Corect. Oricine pentru că este acum, supus... după 2000 de ani, noi judecăm într-un context un fapt și evenimente care s-au petrecut în alt context. Corect, da. Istoria a fost de așa natură încât ați păstra credința și a o mărturisi cu demnitate și cu capul sus... Era un act aproape de curaj imposibil. E, unii dintre apostoli l-au avut și au rezistat. Toți, de fapt, l-au avut. Mai puțin Iuda. E, bine, da, sigur, aici... Deci asta e explicația. Tot curajul. Curajul de care ziceam. Ceva curajul a trebuit să impulsioneze acest curaj. Nădăjduiau cele nevăzute. Exact de ceea ce spuneam înainte. Deci ei credeau în ceea ce nu se vede. Credeau că, rezistând până la capăt, ei vor fi cu Hristos în împărăția sa. Foarte ceea ce a plastic făcut... și sugestiv ai dat explicația cu închisurile comuniste. Da. Deci ei sunt, și sunt contemporani, sunt ai secolului nostru, trecut, secolul 20. Dumitru Stăniloae, Nicolae Steinhardt, Petre Țuțea. Da? Deci ei sunt exemple vii ale apostolatului. Sunt foarte multe nume pe, da, care le-am putea da și, da, iată cum din discuție în discuție ajungem la teme noi pe care putem să le dezbatem în parcursul unei emisiuni. Ei ne-au arătat cum trebuie trăită învierea, cei din temnițele. Cum trebuie să o înțelegem, da, să o promovăm, exact, și să o trăim. Cum trebuie trăită, mai ales într-un context politic nefavorabil. Pentru că astăzi nu mai putem să spunem că suntem martirizați, torturați din cauza credinței. Poate suntem torturați la un nivel mai psihologic, mai subtil. Nu mai suntem torturați pe față. Ei au avut alt context politic. Noi suntem astăzi liberi. Dacă pot suntem să spun torturați, așa, George, din cauza unei credințe în ideologia unui partid politic care... Partid politic, sau, ideologie consumeristă, sau... ideologie de care vreți dumneavoastră. Aspecte pe care putem să le explicăm de ce, dacă ne gândim puțin, nu foarte mult. Pentru că orice ideologie anulează libertate. În momentul în care ai intrat în ideologie, ai devenit robul ei.
nu mai ești liber. Creștinismul conferă libertate. Te eliberează de ideologie. Te duce în pragul împărăției cerurilor. Unde nu mai poți vorbi de isme, de ideologii. Acolo te afli cu Hristos în împărăția sa. Mai mare, ceva mai mare decât atât și mai absolut decât atât nu există. Asta e explicația. Orice ideologie îl înregimentează pe om într-un soi de închistare a gândirii, din care unii greu ies, din nefericire. Și sau sunt exemple, unii nu mai ies. Sau unii nu mai ies, exact. Sunt exemple vii, îi vedem la televizor pe unii dintre ei. Da. Suntem la momentul pauzei publicitare. Din nou revenim după ce prezentăm imaginea. Continuăm discuția noastră, stimați telespectatori. George, mai spunem ceva de Toma? Da, asta a fost cu Toma. El a fost omul care a vrut să creadă pe baza dovezilor. Mântuitorul i-l-a oferit, dar mai departe l-a invitat la o altfel de căutare. La căutarea prin credință. A lucrurilor care nu se văd. A împărăției care nu se vede. Care e prezentă, dar nu se vede. Foarte interesant, ai făcut trimiterea la primul om de știință, așa este, George. Dacă marii noștri luminați care au descoperit fenomene, au inventat mașini, tehnologii care au împins omenirea înainte cu multe decenii, poate cu secole, nu își continuau cercetarea dacă nu credeau că vor izbândi până la Corect. Urmă. Da, și în știință există credință. Mă gândesc aici mai ales la probleme cum ar fi originea Universului, Big Bang-ul acesta. Ce era înainte de Big Bang este o problemă de credință. Pentru că știința niciodată nu va demonstra ce a fost înainte de Big Bang. Poate, George, nu va demonstra, dar poate va demonstra. Dar până atunci rămâne pentru o problemă... Pentru că eu cred că va demonstra. Deci rămâne am această credință. O problemă de credință asta. Deocamdată. Deci am terminat cu Toma, dacă mai ai ceva... Da. Vreau să mai aduc în discuție. De... Tot în lumina aceasta învierii și a semnificației, prima întâlnire a Mântuitorului cu Maria Magdalena după înviere. El se arată prima dată unei femei, Mariei Magdalena. Maria Magdalena nu-l cunoaște. Prima întâlnire stă sub semnul întrebării. Cine este? Crede că este grădinarul. Nu se aștepta să se întâlnească cu Mântuitorul Hristos. Și edificarea Mariei vine în urma apelativului folosit de Hristos. O cheamă pe nume. Maria. Și apoi Maria îi răspunde, învățătorule. Deci are loc o întâlnire în duh. Are loc o întâlnire a persoanelor. Spirituală. Exact. Până să o numească pe nume, nu știa cine este. Crezuse că e grădinarul. Nu că este Hristos cel înviat. Și ca să afle că este Hristos cel înviat, era nevoie de un gest de iubire până la urmă. Apelativul, chemarea pe nume. Un schimb de ființă, un schimb de persoană între Mântuitorul și Maria Magdalena. Ori la asta ne cheamă pe fiecare. Să trăim în lumina învierii, dar în același timp întâlnirea asta cu Hristos să fie personală. Nu artificială. De ce nu recunoaște Maria prima dată pe Hristos? Pentru că ea se aștepta la o prezență fizică, la o prezență materială. Ori trupul înviat al Mântuitorului depășise planul material. Intrase în latura duhovnicească, în latura spirituală. Și era nevoie de un gest duhovnicesc, de un gest spiritual al întâlnirii pentru ca Maria să se edifice. Numele. Numele care spune totul până la urmă despre esența noastră de persoane. George, spui că a depășit faza de existență fizică și a trecut în existență fizică exteriorizată. Bineînțeles că avea tot un trup fizic, dar un trup fizic al învierii, spiritualizat. Spiritele vorbesc? Da, spiritele vorbesc. Trupul este doar un vehicul al transmiterii mesajului. Mântuitorul, să lămurim lucrurile, Mântuitorul era prezent cu trupul, nu era spirit. Tocmai de asta Toma a cerut să verifice, să vadă urmele. Să vadă că nu era un spirit, o nălucă.
vorbeam de această întâlnire Maria Magdalena, Iisus, de care ai povestit. Da. Deci din existența sa spirituală, spuneai, de aia n-a fost recunoscut, i-a vorbit. Da, exact. Aici era întrebarea, spiritul, când omul nu mai este fizic, gândiți-vă ci spirit, că Hristos poate este... comunica prin viu grai sau tot așa în denumirea cunoscută, telepatic, spiritual? În gândirea Sfinților Părinți, Mântuitorul și în Biblie, de altfel, la Evanghelia după Ioan, Hristos este numit Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, care este Cuvântul, Cuvântul cu C mare și nu cu C mic, Logosul, în limba greacă. Cu alte cuvinte, în Hristos se cuprinde toată comunicarea și toată ființarea noastră de ființe dialogice. Pentru că asta suntem, în definitiv. Suntem ființe dialogice, destinate comunicării. Comunicare care este o punte spre iubire, până la urmă, un semn de iubire. Ori asta s-a întâmplat cu Hristos și cu Maria Magdalena. Ei au comunicat pe planul acesta al iubirii hristice. Dincolo de materialitate, dincolo de prezența fizică a Mântuitorului. Au comunicat în limbajul împărăției. George, toate aceste aspecte care le-am discutat de la începutul emisiunii noastre pot fi percepute, înțelese, aprofundate de noi toți dacă avem un nivel de cultură și, după cum spuneam, dacă vrem. Dacă vrem, evident. Care este percepția ta ca profesor de religie cu privire la acest interes de a pătrunde toate aceste taine, nu știu dacă greșesc numindu-le așa. Nu greșiți. Pentru a le aprofunda și a ajunge la acea înțelegere umană între noi, pentru a ajunge pe acest fond la acea iubire la care făceam amândoi trimitere la începutul emisiunii noastre. În primul rând, prin lepădarea de lumea noastră strâmtă, de egocentrismul nostru interior, care e secolul 21 a început cu egocentrismul, cu plasarea noastră în centrul universului și nu a lui Dumnezeu. Sau cu plasarea noastră în detrimentul celuilalt în centrul universului. Atâta timp cât tu ești, te consideri centrul al cosmosului, n-ai cum să pătrunzi aceste taine. Pentru că ele sunt destinate omului care nu se vede pe sine ca fiind absolut. În momentul în care te crezi absolut, tu n-ai ce să mai primești din afară. Pentru că naivitatea ta crezi că le-ai pe toate. Și atunci ești autosuficient. Nu-ți mai trebuie nimic. Ori, învierea, mesajul învierii se adresează omului care se golește de sine. Nu o golire de sine în sens de anulare. Nu mă anulez ca persoană când mă golesc de sine. Mă golesc de sine tocmai pentru a mă umple de celălalt. Las ceva din mine ca să las pe celălalt să intre în mine. George, această golire de sine, cum o numești, și necompletarea cu altceva nu se datorează cumva legilor democrației, legilor societății pe care o dorește omenirea la momentul actual, ajungând la democrație, de fapt, spuneam, vedem haos, vedem suferință, vedem dezechilibre și tot ceea ce, de fapt, nu ne dorim. Da. Da, pentru că uităm tocmai ceea ce ne spune Mântuitorul, că voi sunteți din lume, adică trăiți în lume, dar nu sunteți ai lumii. Asta ar trebui să percepi prin să înțelegi mai bine. Trăim în lume, suntem supuși regimurilor politice, legilor unui stat, normelor, cutumelor sociale până la urmă, dar nu suntem ai lumii în totalitate. Suntem ai împărăției lui Dumnezeu. Adică trăim în lume, dar în același timp ne deschidem către împărăția lui Dumnezeu. Lucrurile astea nu se contrazic. Un regim politic, și dovadă iarăși aduc în discuție regimul comunist. Regimul politic nu te împiedică să fii liber în Hristos. Dimpotrivă. S-a dovedit că cu cât regimul a fost mai aprig, cu atât credința rezista mai tare. E un paradox. Și iată, astăzi, cu cât avem atâta libertate, credința se împuținează. E un mister și ceva de neexplicat. Este
tocmai o parte a fondului întrebării de ce în condițiile în care știința, tehnologia, viața în general merge înainte, ne pune la dispoziție pârghii prin care, folosindu-le așa cum trebuie, noi într-un amănunte, am putea fi mai fericiți, mai productivi, mai cu bune pentru noi și totuși nu suntem. Nu suntem fericiți. Dacă stăm puțin să ne gândim, am spus de la Petroșan, Valea Jiului și așa mai departe, de la familia noastră personală, la familia vecinului, prietenului sau altora, fiecare are câte ceva pentru care suferă. O problemă cu copiii, cu sănătatea, cu părinții, cu societatea, cu locul de muncă și așa mai departe. Lucru care, dacă ar exista această, într-adevăr, libertate înțeleasă așa cum trebuie, poate fi altfel, George. Poate fi altfel. Ce ar trebui făcut? Ce ar trebui conștientizat? Pentru că foarte bine ai punctat aici. Cu cât mergem înainte în această viață, legile care ar putea să ne facă fericiți, pe care le transmite și religia, da, sunt undeva puse la colț pe coș de nucă. Nu le băgăm în seamă. Noi suntem viteji, noi le știm pe toate, noi nu ascultăm de nimeni, de, știu eu, părinți, de bunici, de primari, de notari, de nimeni și avem exemplele și la televiziune. Nu vreau să divagăm, spun de la tema emisiunii noastre, dar vedem cum vorbesc aleșii noștri, cum se comportă. Dacă ei au voie, noi de ce să nu avem voie? Și preluăm răul mult mai repede, mai profund decât binele, vorbim în limbajul lor, arogant, cu termeni care nu fac cinste nici unui om de rând, dar apoi unui demnitar care este acolo să ne dea exemplu de comportament, activitate și muncă și credință, poate, de dovadă că face pentru ceea ce a fost investit să facă acolo prin credința și votul omului de rând. Da. Tot din cauza egocentrismului, de aici pleacă toate. Pentru că răul, îmi place expresia părintelui Nicolae Steinhardt, care a suferit în închisorile comuniste foarte mult, zice că răul e atât de simplu de făcut, încât îl aseamănă cu laptele pentru copii. Zice, răul e ca laptele pentru copii, dar binele este ca și carnea pentru adulți. Adică binele trebuie să ai o noblețe interioară și un efort și un curaj de a-l face, pe când răul e facil, foarte facil. E și ca laptele pentru prunci. Și atunci, dacă binele este ca și carnea pentru un adult, da, adică viguroasă, demnă, consistentă, exact, ea necesită, până la urmă, o sinceritate, să ai o sinceritate cu tine, să te vezi pe tine, dar să te vezi în lumina învierii de care discutăm astăzi, în lumina împărăției cerurilor, și să acționezi ca atare. Creștinismul nu este împotriva vieții, creștinismul nu e o religie acră, ci este o religie care te invită la mult mai mult. Te invită să fii temerar, să escaladezi niște culmi, la care dacă ajungi, vei avea parte de acea fericire de care vorbiți. După mine, mie nu prea îmi place termenul de fericire, recunosc. Cred că fericirea nu există în lumea asta. Eu o înlocuiesc cu bucuria. Nu cred că există fericire, cred că există bucurie. Fericirea, bucuria trebuie să ne dea cineva, George, sau trebuie să ne trăim noi? Trebuie să ne asumăm, până la urmă. Dacă Hristos ni se adresează cu bucurați-vă, asta trebuie să ne asumăm și să trăim în lumina bucuriei, să devenim noi bucurie. În lipsa unei bucurii, fericii colective, poate exista bucurie, fericire individuală? Doar individuală. Doar individuală și personală. Și mai departe transmisă tot la modul personal celorlalți. Și aici iar aduc în discuție întâlnirea cu Maria Magdalena. Hristos nu face altceva decât să-i transmită Mariei mesajul bucuriei, adresându-i se pe nume. George, pot fi eu fericit dacă toți cei din jurul meu sunt nefericiți? Grea întrebare. Dacă toți cei lasă nefericiți. Repet, pot fi cel mult bucuros. Nu cred în fericire pământească, eu personal. Bine, este părerea ta personală în ceea ce te privește, așa, dar... Eu cred că da, putem fi fericiți chiar dacă mediul din jurul nostru ne este împotrivă sau ne e ostil.
Ba, tocmai atunci. Nu neapărat în sensul de a ne fi ostil, dar constatăm nefericirea celor din jurul nostru. Acel psihic colectiv nu mă poate lăsa să fiu fericit când văd atâta nefericire în jurul meu. Psihicul colectiv de care vorbiți poate fi foarte bine locuit cu efortul personal, după părerea mea. Psihicul colectiv, sigur, da, îmi corect. Autoimpun ceea ce doresc prin credință, da. Cred că așa este bine și așa trebuie să se întâmple, dar ceea ce se întâmplă în jurul meu nu poate să îmi fie indiferent și până la urmă tot mă domină. Aici mai aduc în discuție o problemă. Fericirea nu vine din pasivitate, pentru că din păcate observ la românii o pasivitate. Românul nu acționează. Se mulțumește să creadă și atât, însă uită că... George, suntem aproape de finalul emisiunii, o să trebuia să încheiem. Da. Mă gândeam că și acum nu putem epuiza tot ceea ce am dorit să spunem telespectatorilor noștri. Sper că discuția noastră a fost constructivă, da. Au rămas cu ceva și urmărită. Un ultim mesaj, 30 de secunde, 20 de secunde. Un ultim mesaj aș aduce în discuție o vorbă. Scurt. A unui mare poet flamand, Joris Huysmans, care a zis că învierea, credința în înviere și înviere este un simțământ lăuntric. Adică un simțământ care izvorăște din adâncul inimii mele. Și nu ceva exterior. Și asta este invitația mea către toată lumea, să-l trăiți ca pe un simțământ lăuntric. Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea noastră din această seară. Mulțumesc mult lui George Adrian Dumitrașcu pentru prezența în studioul Capital TV. Cu siguranță ne va onora și altă dată. Ștefan Nemece, ca în final de emisiune, vă dorește ca tot ce mai bun și mai frumos să vi se împlinească. Hristos a înviat. Rămâneți alături de Capital TV. Nu veți regreta. La revedere, până săptămâna care vine.